Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Din nou, suntem la treabă. Dacă, în general, elevii acum se pregătesc pentru vacanță, nastere, de câte săptămâni sunt de cât ați început școala? Vreo 3-4 săptămâni? 4 săptămâni. A rămas partea asta din semestru 2, nu? Sau am chiar medele acum, fiecare, unii râd, alții plâng. Este o problemă foarte dificilă ca evoluția voastră pentru cei care au probleme la matematică. Da, eu aș vrea să spun că această perioadă trebuie ușor depășită de voi, pentru că ușor într-un fel, pentru că e de aștepta ca, având goluri foarte multe din urmă, să fiți loviți. S-a vrut și Alina lângă noi acum. Alina, te salut, bine ai venit! Așa, ea a fost adusă de Andreea. Noi lecțiile le purtăm deschis, așa, nu avem ce ascunde. Și este prima dată când tu te întâlnești cu mine fizic, n-ai știut bănuiesc de mine ca Prof. Online, n-ai avut curiozitatea să te uiți, probabil că de acum o să te uiți mult pe internet și o să vezi multe lecții acolo. Nu te știu ca nivel, dar în urma unei discuții am înțeles că sunt probleme destul de multe la matematică. Matematica fiind pentru tine un obiect care nu ți-a oferit deloc posibilitatea să te apropii de ea. Ai avut o stare tot timpul aceea în care nu înțeleg matematică, nu? Așa. Practic, de când s-a instalat în sufletul tău momentul acesta de nu înțeleg la matematică? De când am intrat în liceu. În școala generală aveai sentimentul că mai înțelegi așa o parte sau da, tot mecanic învățai? Hai să fim cinstit. Nu ne aude nimeni acum. Mă vede pe mine, dar eu port această discuție deschisă. Unde crezi tu că ți s-a rupt filmul la matematică? Prin clasa 8-a. Clasa 8-a, da? Dar și înainte, cum învățai matematica? Mecanic. Asta e marea dramă. Învățai niște formule pe care încercai să le aplici, nu? Și să vezi, matematica s-a redus la multe formule, nu știi pe care să le înveți mai repede, și foarte repede să și uită lucrurile acestea dacă nu înțelegi mecanismul. Ei, să știi că de vreo 4 ani, din 2010, 4, acum 5 ani, a apărut Prof. Online. Și el a făcut chestia asta. A făcut o matematică și fac o matematică pe înțelesul tuturor. La vremea asta, mă aflu în poziția celui care am reușit, deci sunt lucruri foarte clare, dacă vei intra acolo la Prof. Online, și sigur vei intra de acum, vei vedea multe lecții, suntem la cât 345, 46, nici nu v-ați uitat recent, deși ați fi avut motive să vă uitați, pentru că acolo sunt lecții cu voi în ultima perioadă. Și vă spuneam că este fascinant să te revezi lecția din nou, aceea pe care o ai pe căițelul tău, dar este mult îmbogățită cu explicațiile mele. Deci este superb. Așa că, spuneam, a apărut Prof. Online ca o nevoie a faptului că matematica se predă foarte prost în școala românească. Se predă, cum să spun, după niște rețete, niște formule, copiii sunt obligați să le învețe, dar ei nu înțeleg rostul lor. Doar înveță la matematică cu gândul ca să treci clasă. Atâta tot. Dar nu înțelegi dacă ți este util în viață, dacă între tine și colegul tău care învață mai bine, nu cumva să creează o disproporție formidabilă, el având șanse mult mai mari în viață. Este extraordinar. Mi s-a întâmplat, Alina, o poveste, o chestiune. Acum vreo 7-8 ani am fost invitat de o familie să văd pe unii cu copil. Avea o fetiță, era prin clasa 7, am impresia, și m-am dus acolo, am stat de vorbă cu fetița respectivă, mi-am dat seama că sunt probleme foarte mari. Ea nu era la nivelul clasei a 7-a, era undeva la nivelul clasei a 2-a, 3-a, deci așa acolo. Abia duram niște numere, să știu. Și părinții plângeau, pur și simplu plângeau de durere, că
că nu-și pot ajuta copilul. Ei spuneau, zicea, am făcut și noi liceul, asta m-a cutremurat, mama spunea, și eu am făcut liceul de profesor, dar nu sunt stare, fiindcă la rândul meu n-am învățat așa, acum sunt în cea mai grea situație, că nu pot să ajuta fetița. Probabil aș fi putut-o dacă aș fi fost și eu, aș fi învățat la un anumit nivel, aș fi înțeles unde anume trebuie să intervin, cum să intervin, să o ajut. Și nici n-am autoritatea cu asupra fetiței, ca să-i cer să învețe. Când ea spune, da, mamă, dar tu ai făcut școală și tu ai făcut studiu, nu, și nu mă poți ajuta la nivelul clasei a 4-a, a 5-a? Era o durere imensă în sufletul părinților respectiv. Așa vreau să vă spun, că viața curge și mâine vă veți găsi părinți. Postura asta. Deci nu învățăm numai pentru că trebuie să treci clasa, ci trebuie să ai un bagaj de cunoștințe. Îți oferă și o altă oportunitate în viață. Matematica are șansa, o știind, matematică suficient de bine, ai posibilitatea să ataci orice zonă. Da? Deci ăsta mi-a fost crezul, să învăț pe cei care stau de vorbă matematică. Anul trecut, când am venit Statele Unite, m-a sunat cineva, așa, coborsem abia din avion și mi-a spus, domn profesor, cum fac să mă găsesc? Și a zis, bine, ne găsim, care e problema? Și i-a spus, o venit așa, e vorba, tot avea fetița în clasa 6-a, vedeți filmele cu Nicoleta, sunt acolo la Prof Online, când îți tastați video matematică, pe partea stângă filme cu Nicoleta. Pe Nicoleta am găsit-o la nivelul clasei a 3-a, 2-a, 3-a. Veți vedea filme, că îi vorbesc despre realitatea completă și am reușit să o aduc după câteva luni de zile la un nivel de am început să fac lecția de la clasă. Că este absurd să mă apuc să fac lecția de la clasă când am descoperit că nivelul este foarte scăzut. Deci e foarte greu să faci tema. Că tu, în condițiile astea, ce vei face? Vei copia de pe tablă. Deci, ca și la orice meditație, Alina, sigur că te-a bătut gândul să te duci să cauți un meditator, să zicem, când ai sezat că golurile sunt, să adună. E bine, vreau să spun că meditatorul nu te poate ajuta cu nimic. Da? Deci nu te poate ajuta cu nimic pentru că el va face lecția, aceea care o ai ca temă, și el îți dictează de acum. Îți dictează, tu scrii. Cine spunea? Spuneam, aveam noi o discuție, că la clasă de multe ori, ca profesorul să scape, nu se spune profesorul, îți dictează acolo și tu scrii pe tablă și cu asta, basta. Nimic nu știi. Eventual, treci la loc și aduci pe altul. Asta e școala. Nu se oprește nimeni așa, să stea mai mult de vorbă. Mi-amintesc când lucram la PTTR, la o clasă, tot așa, eu depun foarte mult suflet în timp ce fac lecția și pe o fată de bunevat de pe la Roșiori, nu știu, pe Roșiori este o comună pe aici, pe undeva, de aproape Bacău, tot am sancționat. I-am pus 2-2, vreo 3-2 aia. Nu știe nimic, fata. Dar ieși la tablă, se uita la mine, uita la ea, băi, nu încerc și tu nimic. Da. Și ultima dată când am pus 2-ul, al treilea 2, să zic așa, ea zice, puteți să puneți mănățuri bosii. Să puneți de-ale 2 mănățuri bosii, că tot atâta matematică știu. A fost foarte tare sancțiunea transmisă. Adică el spune, am nevoie de altceva la tine, profesori. Că chestia că mă sancționez, nu m-a ajutat cu nimic. Ce am nevoie? Am nevoie să vezi unde am rupt eu filmul, unde mi s-a rupt mie filmul și de acolo dar mă poți agăța ca să mă întreb și eu spre matematică. Nu simpla chestiune, sancțiune și la revedere. Așadar, ce ți indic? Veți vedea, odată ce golurile au apărut, de aia te-am întrebat cam pe unde s-a întâmplat, părerea mea este că la clasa 5-a chiar sunt probleme, de acolo când se vin la școala generală, de la 1-4, se trece la școala generală, atunci încep problemele. Ți se pare că se rupe ceva ca și continuitate, ești profesor, nu știu ce, și atunci te întrezi spre matematică memorând niște lucruri. Și mergi așa în virtutea inerției, mai nu știu ce, în sfârșit. Abia șocul e mare când ai ajuns la liceu. La liceu când ai ajuns, profesorul presupune, cunoscute toate lucrurile acestea, el trebuie să predea materia pe care o are de făcut și în final tu ești sancționat. Așadar, ce te sfătuiesc eu pe tine și pe toți privitorii de la Prof Online?
Deci acum, adresându-mă ție, eu mă adresez tuturor. Trebuie procedat așa. Fiecare simte nivelul pe care îl are și atunci te duci în șirul lecțiilor mele de acolo sau în grupul de lecții pe care l-am acolo la Prof Online când am spus cu Nicoleta. Dacă ești în situația lui Nicoleta, poți și tu. Dacă vrei, poți și tu. Și dai click acolo și se deschide o altă pagină cu toate filmele acelea și cu filmele, cu lecțiile acelea în care am avut un anumit comportament cu Nicoleta. Și parcurgi singură. Cum se parcurge? Nu stăm ca la film. Ci pur și simplu, cu caietelul lângă tine, încerci să scrii și tu în ritmul acela, faci stop, urmează să mai continui mai departe, iar mai te uiți, dai înapoi. Dacă ai văzut că n-ai înțeles acolo bucățica aceea, dai o dată de două ori, de șapte ori, până când înțelegi. E profesorul la clasă, pe nu-l poți întreba, ba mai mult, tu ești depășită și stai în bancă, te uiți, nu înțelegi nimic. Atunci, în condițiile astea, te duci așa și vezi bucata aceea de repet, insiști până când o înțelegi și mai faci încă un pas și așa mai departe. Este vorba de un efort propriu, făcut cu calculatorul, în liniște de tine, cu intenția de a înțelege, foarte, foarte mare făcut efortul și convinsă că poți. Da? E vorba de altă atitudine, e vorba de o idee de a putea să faci și tu ceva. Haideți să mă întorc acum să informeze. Tu o să vezi în ce măsură te poți agăța. Sigur că eu nu pot acum să iau lecția de la zero, dar am să te solicit să putem intra în discuție, da? Uite, așa, dacă ar fi să rezolvăm ecuația următoare. X pătrat minus 5x plus 6 egal cu 0. De fapt, aici, care e problema, trebuie să înțelegem. E vorba de faptul că ne interesează acei x pe care, dacă îi înlocuim, să facă asta egalitate. În clasa a 9 ați învățat un pic de logică matematică. Vă mai amintiți? Putem privi pe ăsta ca un predicat. P de x. Adică un enunț care depinde de o variabilă. Deci P de x este x pătrat minus 5x plus 6. Predicatul este o enunț, așa cum am spus. X pătrat minus 5x plus 6 egal cu 0. Trebuie să mai precizăm în ce mulțime căutăm pe x. Deci mulțimea în care x și iau valori. De aceea adăugăm x aparține lui el. Mulțimea numerelor reale. Și în filmul de ieri am vorbit de mulțimea numerelor naturale, întregi, raționale. O să vezi filmul, deja l-am pus pe internet. L-am încărcat, urmează ca să fie pus cât de repede. La întâmplare să găsim pe X, nu e chiar ușor de găsit. Ce X să fie? Pui 1. 2. 1 minus 5 plus 6. 1 și cu 6, 7. 7 minus 5 egal cu 2. Nu dă 0. Nu e bun. 1 n-a fost bine. Să iau altă valoare, dar nu numai întregi. Poți fi și fracționare, poți fi și iraționale, cu radical. E foarte greu de găsit concret acele două valori. Și de aceea s-au pus la punct și formule care să ne ajute să găsim valoarea respectivă. Acum, formula aceea, dacă stăm și ne gândim cui, când, cum i-a venit în minte să găsească formula aceea. Andreea și cu Radu, v-am spus problema. Formula asta e x1, 2 egal cu minus b plus sau minus radical din delta, nu? Sau b pătrat, spune aici. B pătrat minus 4 la c totul supra 2a. Cui? Cine? Care a fost mobil? Cine a avut așa inspirație? V-ați întrebat? Nu ați întrebat. Ce? Dar de unde? Cum? Chiar sunt acești oameni așa de deștepți, visează noaptea și pun niște formule pe care să ne chinui pe noi? Că după formula asta, vedeți că găsim pe aici. Da. Ia, cine este A-ul aici? Alina, cine este A-ul? 1. 1. Că e șeful de aici, da? 1. B-ul este? Minus 5. 5.
și C-ul este 6. Și dacă ne ducem după rețetă, egal cu, vorbește tu până, te rog, egal cu? 5, da. Plus sau minus? Minus 5, tot la a doua. Așa. Minus 4. Ori 6. 4 ori 1 ori, ori 6. Da, 4 ori 6. Supra? 2. Și egal cu, vorbește, din nou, că eu de acum te las pe tine să conduci, scriu ce spui tu. Egal cu? 5. Da. Plus minus radical de 25. Da. Minus 24. 4 supra 2. Și de la fi, suma va fi egal cu? 5 plus radical de 20 și... Ba nu, radical din 1. Așa, 1 adică supra 2. Și egal cu 6 pe 2, 3. Și x2, cea de-a doua valoare, va fi 5 minus. Totul supra? 2. Dar tu scrii. Tu în timpul ăsta te uiți numai pe căiețelul tău și scrii și vorbești. Deci așa e, asta e ideea de lucru. Nu te uiți la tablă și mă conduci pe mine. Tu pur și simplu, tabla e treaba mea. Cel care e acolo vorbește de pe căiețelul lui. Da? Deci vine 5 minus 1 supra 2 și egal cu 4 pe 2 și egal cu 2. Așa. Iată cele două valori, 2 și 3, și dacă le verificăm, adică facem P de 2, ia să vedem, P de 2 devine, ce devine P de 2? 2 la pătrat, minus 5 ori 2, plus 6, face 0. 4 și cu 6, 10, minus 10, face 0. Deci 2 este o valoare care transformă predicatul în propoziție. Atenție! Ce este propoziție? Un enunț despre care știm că este adevărat sau fals. Deci, transformă predicatul în propoziție adevărată. Da? Deci, iată că 2 este o valoare care, înlocuită aici, face ca aceasta să fie o propoziție adevărată. Da? Deci, P de 2, adevărată. Adevărată. Dar P de 3. Și ea este adevărată. O să vedem. 9 minus, vorbește Alina? 5 ori 3. 15 de la 15 plus 6. Egal cu. 9 și cu 6, 15 minus 5 face 0. Deci și 3 de 3 e adevărat. Da? Și 3 de 3 e adevărat. Înseamnă că mulțimea de adevăr, deci mulțimea celor X pentru care predicatul devine propoziția adevărată, să spunem într-un limbaj, mulțimea soluțiilor, dar matematic și mulțimea de adevăr, e indice A, egal cu valorile 2 și 3. Deci noi căutam pe cei X din el și am găsit sub mulțimea numerelor reale, formate din elemente 2 și 3, care transformă predicatul în propoziții adevărate. Deci, P de 2 face 0, P de 3 face 0, înseamnă că mulțimea de adevăr e formată din elementele 2 și 3, așa cum spuneam, și iată că am rezolvat problema. Sigur că am beneficiat de formula asta. Hai să o recunoaștem. Asta e formula care ne-a scos din încurcătură. La întâmplare se vedea lui X valori, puteam să dăm peste, să spunem, din întâmplare 2, 3, dar ne-ar fi pus în cineva întrebarea, nu sunt și fracții, nu sunt, sunt unii cele două valori. Altele nu mai sunt, ca orice altă valoare am înlocuit, nu mai transformă predicatul în propoziția adevărată. Și întrebarea este, cum, hai să încercăm să răspundem, cum ne-a dus mintea, pe cine l-a dus mintea să pună mâna pe formula asta? Îndrăznim să descoperim și noi? Haideți, că, păcat așa, matematica nu înseamnă formule aruncate. Și matematica înseamnă un raționament, un mod de a gândi. Da? Ia să vedem unde, cum s-a întâmplat asta. Vedeți? El nu s-a referit la o ecuație particulară când ne-a gândit, ci la ecuația generală. Deci ecuația generală pe care o luăm în calcul este asta. AX pătrat plus BX plus C egal cu 0. Asta este cu A diferit de 0. A diferit de 0
Pentru că dacă ar fi 0, ce s-ar întâmpla aici? Dacă ar fi 0, ecuația ar deveni gradul 1. Ar deveni bx plus c. Din gradul 1 ar deveni. Chiar așa. Ați făcut la clasă, tu le ești la informatică? Nu. La ce profil? Științele naturii. Științele naturii, aia altă. Faci câte ore? 3 ore de matematică pe săptămână? Da. 3 sau 4? 3 ore. 3 ore. Și voi faceți 4 sau 5 chiar? 4. 4? 4 faceți, da. E programă diferită, categorie. Haideți să vedem cum anume, cum se găsește formula aceea de rezolvare. Are cineva vreo idee? Nu. Dar hai să vă dăm un lucru practic. Dacă ați avea de rezolvat ecuația x pătrat minus 3x plus 2 egal cu 0. În afară de ideea de a aplica formula, formula aceea care o știți voi, mă gândesc că dacă ați avea, dacă am avea ecuația de tipul x pătrat minus 4 egal cu 0. Cum aș proceda la asta? X pătrat minus 4 egal 0. Formula. Da, x plus 2. Adică x minus 2 pe lângă x plus 2. Deci aș scrie eu pe asta așa, echivalentă cu faptul că 4 e 2 la a doua, diferența a două pătrate, x minus 2 pe lângă x plus 2 e egal cu 0. Când un produs e egal cu 0? Fie rând, care cu șansă să fie 0. Deci ar însemna că x minus 2 egal cu 0 sau x plus 2 egal 0. Adică prima x1 ar fi de aici, x1 egal cu 2 și celălalt x2 egal cu minus 2. Da? 2 și minus 2. Asta a fost un mod de a gândi, așa cum ai spus tu. Dar tot atât de bine pe minus 4 îl putem duce în dreapta și apare ecuația x pătrat egal cu 4 și cine l-a pătrat să facă 4? 2 și minus 2. Că 2 la a doua face 4 sau minus 2. Altfel spus, x1, 2 egal cu plus sau minus radical din 4. Plus sau minus, două variante. Plus sau minus radical din 4, care înseamnă plus sau minus 2. Deci, ori așa cum ai spus tu, Andreea, ori varianta asta care să fie, deci se duce 4 termenul în dreapta, termenul acesta liber, și ceva la pătrat egal cu. Și atunci, acel ceva egal cu plus minus. Visăm și aici. Cum să facem să fie ceva la pătrat? Adică ar vrea să fac aici un binom. Binomul la pătrat. Care e formula? Ia să vedem. A minus B totul la pătrat. Cum? Cine este egal? A minus B totul la pătrat este egal cu A pătrat minus 2AB plus B pătrat. Uitându-mă aici și aici, văd că am pe X pătrat. Da? Este X pătrat. Adică A-ul-a, X. Dar n-am de două ori. De două ori X-ul. Este X de două. Este de X, dar nu-i 2-ul. N-am pe 2. Și atunci apar idei. Ce ar fi să mulțesc în par cu 2? Și zic 2, iar 3, supra 2. Da? Am mulțit cu 2 și am împărțit cu 2. Că 2 cu 2 s-a simplificat și ca și înainte 3X, cum era. Și acum ce ar devine greșiți? Ar devine așa, X pătrat minus de 2 ori X ori 3 pe 2. Vedeți că mi-am permis să schimb poziția aici, că doar produsul e comutativ. Deci, X pătrat minus de 2 ori X ori 3 pe 2. Și acum a apărut prima parte la pătrat, parcă ar fi au, minus de 2 ori prima parte, ori a doua. A doua este clar. Cine este a doua parte la binom? Este 3 pe 2. Da. Și atunci, ce spune formula? Plus partea a doua la pătrat. Plus 3 pe 2 la pătrat.
3 pe 2, totul la pătrat. Partea a doua, la pătrat. Dar pe asta am pus-o eu. Că nu aveam noi aici 3 pe 2. Dacă nu o am, să și recunosc că nu am avut-o. Minus 3 pe 2. La pătrat. Deci am adunat și am scăzut-o 3 pe 2. Și plus 2. Mai departe. Egal cu. Egal cu 0. Echivalent cu. Hai să vedem acum. Ăștia 3, cât? Cum se strâng ăștia 3? Și prima parte la pătrat de două ori, prima ori a doua plus partea a doua la pătrat, se strâng. X minus 3 pe 2, totul la pătrat. X minus 3 pe 2, totul la pătrat. De acord? Și mai departe. Plus 2 minus 9 pe 4. V-aș vrea să lucrați și voi, că este interesantă ideea de formarea pătratului perfect, o să vedeți de ce. Deci x minus 3 pe 2 tot la pătrat plus 2 minus 9 pe 4. Egal cu 0. Echivalent cu x minus 3 pe 2 totul la pătrat și acum s-a dus la aceeași numitor aici. Am plătit cu 4, nu? Că numitorul e cu 1 și face 8 plus, plus 8 minus 9 supra 4. Egal cu 0. Echivalentul. X minus 3 pe 2 totul la pătrat. X minus 3 pe 2 totul la pătrat. Plus 8 minus 9, Alina? 8 minus 9 egal cu? Minus 1. Minus 1. Da? Dăm semnul cel mai mare. Da? Minus 1 pe 4. Egal cu 0. Deci, x minus 3 pe 2, totul la pătrat, minus 1 pe 4, egal cu 0. Și acum, 1 pe 4 ăsta îl ducem în dreapta. Iată, fac paralela cu ecuația de aici. E ceva la pătrat. Ceva la pătrat. Aici era numai x pătrat, dar aici eu pot să închipui ceva la pătrat. Minus o constantă. Acest 1 pe 4 îl duc în dreapta și de aici rezultă că x minus 3 pe 2 totul la pătrat egal cu 1 pe 4. Și dacă ceva la pătrat egal cu și ăsta e pozitiv, cum în cazul nostru. Apoi 1, 2 asta, 1, 2 deci x minus 3 pe 2 1, 2 o variantă și alta ar fi egal cu plus sau minus plus sau minus radical din cât? Andreea? Radical din? 1 pe... Din 1 pe 4, sigur că da. Din 1 pe 4. Care înseamnă plus sau minus, radical din 1 pe 4 cât face? 1 pe 2. Plus minus 1 pe 2. Că e radical din 1 și radical din 4. Deci plus minus 1 pe 2. Și atunci, hai să scriu pe rând variantele. Ar fi eu dacă de x minus 3 pe 2 egal cu cât? 1 pe 2. Și altă variantă, să zic x1 aici, că a fost prima variantă. Și cealaltă, x2 minus 3 pe 2, egal cu varianta minus 1 pe 2. Deci, x1 va fi egal cu 2. 3 pe 2 și cu 1 pe 2 face 4 pe 2, nu? 3 pe 2 plus 1 pe 2 și face 4 pe 2, care înseamnă 2. Și cea de-a doua variantă, x2, egal cu 3 pe 2, minus 1 pe 2, așa este, da? Și egal cu 3 minus 1, 2, 2 pe 2 și face 1. Deci x1 egal cu 2, x2 egal cu 1, astea sunt cele două valori, 1 și 2. Da? 1 și 2. Ei, așa trebuia să ne dea 1 și 2. Dacă ne întoarcem acum să vedem dacă e bine, nu mai înlocuim. Cu 1 vine 1 minus 3 plus 2. 1 și cu 2, 3 și cu 3 minus 3 face 0. E bun. Mulțumesc. Și cea de-a doua valoare este 2 la pătrat 4 minus 6. Că aici e 2 cu 2, l-am pus eu aici, da? 3 ori 2, 6. Plus 2, 4 cu 2, 6. Minus 6. Și face, în final, 0. Deci sunt bune cele două valori.
Ce am vrut eu să vă atrag atenția? Că dacă se întâmplă așa ecuația să fie, ești fericit. Fie că faci, așa cum am propus mai devreme, Andreea, să zicem, la două amintuți pe la două comproduzii factori și fiecare cu șansă fie 0 și ai găsire de 5 lei, fie că mai ai varianta asta pe care am zis-o mai în varianta 2x4 în dreapta și face plus minus radical din și găsești acele două rădăcini. Dar dacă există X, nu mai poți să te miști așa. Dacă există X, atunci ideea ar fi să faci binomul la pătrat, cum l-am făcut noi aici. N-am avut pe 2, dar dacă era 4, aveam în componența lui 4 pe 2. Și aș fi dat drumul la binomul la pătrat. Dar aici n-am avut pe 2, am înmulțit și am împărțit cu 2. Și acum am muncit ca să formez binomul la pătrat. 3 pe 2 a devenit partea a doua. N-am avut-o în exprimare. Am adunat 3 pe 2 la pătrat și am scăzut 3 pe 2 la pătrat, plus 2. Și acum s-a strâns ca fiind ceva la a doua, minus 1 pe 4, ca și aici modelul. Ori la asta mă descurc, că știu ce să fac. Și iată, treaba merge foarte bine. Furat de ideea de aici, mă gândesc să mă apuc de lucru acolo, pe aceeași chestie. Să fac un pătrat perfect. Dar vei spune, băi, B, nu, e un număr. Eu prin B înțeleg și 3 și 7 și radical din 5 și așa mai departe. Nu-i 2-ul? De acum am făcut procedarea acolo. Înmulțesc și împart cu 2. De acum încep să-mi construiesc după modelul de aici, practic, să văd ideea, să o aplic în general. Așa da. Haideți să ne apucăm de treabă, să luăm ecuația aceea generală, să lucrăm într-un model după ideea asta cu pătratul perfect și să vedem ce ne iese. Deci, scoatem pe A factor forța, că împărțim totul prin A. Din nevoia de a ieși foarte bine. Și atunci ce devine? Că A e diferit de 0, am spus. Devine, dacă împart totul prin A, vine A x pătrat suprasă după A, o dispare. Deci vine doar x pătrat plus B supra A ori x plus C supra A. Egal cu plus A. Bine. Și acum, ca să fie treaba bună, cât îmi trebuie mie aici ca să mă descurc? Cât îmi trebuie ca să... 2. 2. Unul un 2 sus și un 2 jos. Ca să înmulțești, să împart prin 2. Și atunci ecuația, hai să o scriem altcumva, într-o formă care se plac lucruri, x pătrat plus. Alo? Eu sunt, da? Vă rog. Da, bună ziua. Să rămân mai puțin, să rămân. Eu sunt într-o lecție acum, se și înregistrează. Dacă ați putea veni un pic mai târziu cu telefonul, mă iertați. Da, pe la 6, dacă pot, se poate. Să rămân, mulțumesc. 2 ori B supra 2A, să zicem 2, ori X, ori B supra 2A. Deci este același lucru scris, dar într-o altă ordine. Deci 2 de aici, ori X, ori B pe 2A. Că doar produsul e comutativ. Pot să-l ajez cum vreau eu. Plus, acum, imediat am telefonat, care e partea a doua pentru formarea pătratului perfect? Începe asta, tot supra... Nu, tot cât este? E B pe 2A. Că eu nu l-am... Uite, la binomul lui Newton, care e formula? Ceva la pătrat, de două ori prima parte, este de două ori, mulțit cu a doua, plus partea a doua la pătrat. Dar partea a doua este B pe 2A și nu am. O pun eu acum, plus B supra 2A,
Vă amintiți că am avut așa... Am adunat și am scăzut data trecută ceva. Da. Plus B pe 2A la pătrat și minus B pe 2A la pătrat. Deci am adunat și am scăzut. Din nevoia de a face ce aici, de a face binomul la pătrat. Și plus ce mai am în pătrat? Plus ce B supra 2A trebuie să pun la pătrat, da? Așa e corect. Plus C supra A egal cu 0. Și acum ecuația devine, ia să vedem ce devine ecuația, x pătrat plus. Da, ăștia toți trei aici, cum s-ar scrie alt cumva mult mai... x plus B supra 2A. Exact. X plus B supra 2A, totul la pătrat. Da, x plus B supra 2A și aia strâns, ca un binom. Tocmai mi-am construit binomul și acum am valorific. Ce mi-a rămas? Termen liber, mi-a rămas C supra A, hai să zic așa, plus, sau poți să lași și așa. Nu, am să zic plus C supra A și minus C supra A și minus, cât este acolo? B supra 2A tot la pătrat. Dar să zic la pătrat, B pătrat supra 4A pătrat. Nu, că se ridică și numărătorul și numitorul la a doua. Deci B la a doua supra 4A pătrat. Egal cu 0. Echivalent cu x plus b supra 2a totul la pătrat. Și acum numitorul comun aici este a 4a pătrat. Care e numitorul comun? 4a pătrat. Da. Și cu cât am plisit aici? 4a. Cu 4a. Da? 4a. Și s-a format, egal mai de, nu, plus linii de fracții, este 4AC, 4AC, minus B pătrat, supra 4A pătrat. Deci am pus 0. Echivalent cu. Scoatem un minus în factor aici, că știți cum era la noi. La un moment dat a apărut mai devreme x minus 1 pe 2, parcă a fost, totul la pătrat, egal cu, sau 3 pe 2, 3 pe 2 era. X minus 3 pe 2, vă uitați-ne ghișițul de mai înainte, modelul de mai care am avut noi, x minus 3 pe 2, minus 1 pe 4, egal cu 0. Vă rog să vă uitați dacă am mai dreptate. Da. Așa a apărut. Da. Deci vreau să apară cu minus, ca atunci când îl duc în dreapta să devină cu plus. Deci minus, minus aici să fie. Dar la mine, din păcate, e plus aici. Și nu-mi place. Și atunci am să scot un minus în față. Și atunci ăsta cu plus se transformă în minus și ăsta cu minus se transformă în plus. Și de ce devine ești? Devine așa. X plus B supra 2A totul la pătrat minus din difracții minus ce? Minus 4ac plus b pătrat. Sau b pătrat se scrie. B pătrat minus 4ac. B pătrat minus 4ac. Totul supra 4a pătrat egal cu 0. M-am dus pe modelul acela ca să am minus. Sunt fericit acum. Ăsta deci tot îl trec în partea cealaltă și echivalent cu x plus b supra 2a la pătrat egal cu linii de fracții B pătrat minus 4AC totul supra 2A. Supra 4A pătrat. Așa. Alina s-a uitat așa urât la mine. Zic, tu faci așa greșeala. Da, urât. În ghilimele spus. Te-ai uitat că nu scrisem bine, da? Așa, supra 4A pătrat. Trebuie intervin de fiecare dată, că eu mai se întâmplă să am așa momente de slăbiciune. Sunt neatent uneori. Și de acum, ceva la a doua egal cu, ca și mai fost egal cu 1 pe 4, înseamnă asta 1, 2, știți bine că așa am zis, nu? Deci de aici rezultă că x plus b supra 2a, 1, 2, o variantă sau 2, egal cu plus minus, plus minus radical din b pătrat minus 4ac, totul supra 4a pătrat. Care înseamnă radical de numărător și radical de numitor. Deci egal mai departe cu plus sau minus radical din b pătrat minus 4ac
totul supra cât? Radical din numitor, radical din 4 la pătrat, da? Și egal mai departe cu radical din 4 la pătrat 2a. Face 2a, ar trebui 2 moduli de a. Dar din cauza că merge cu varianta că au e pozitiv, fixă și chestia asta. A mai mare strict decât 0. Că dacă e negativ, se muncește cu minus 1 și facem să fie pozitiv acolo coeficientul. Deci vă vine cât aici? Egal cu plus minus radical din b pătrat minus 4ac totul supra 2a. Radicalul din 4 la pătrat, deci l-am făcut 2a. Și acum mă duc în prima variantă și înseamnă x plus b supra 2a x plus b supra 2a nu mai este totul la pătrat, Andreea. Am extras radical. X plus b pe 2a. Pun 1, 2 aici, hai să pun. Era totul în paranteză 1, 2. Dar 1, 2 nu se transferă la b, că e constant aici. Unde se transformă? Se transferă la aici, la x, x 1, 2, egal cu plus b pe 2 egal cu plus sau minus radical din b pătrat minus 4ac, totul supra 2a. Și atunci b pe 2a se duce în membru celălalt și deci rezultă că x1, 2 egal cu minus b supra 2a, că el este cu plus b pe 2a aici, dus dincolo vine minus b pe 2a, plus sau minus radical din b pătrat minus 4ac, totul supra 2a. Iată că am același numitor. N-are rost să mai scriu diferit. Și o să zic acum, x1, 2 egal cu minus b plus sau minus radical din b pătrat minus 4ac totul supra 2a. Iată formula pe care și noi am descoperit-o. Formula de rezolvare a unei ecuații de gradul 2. Nu? Formula de rezolvare ecuații de gradul 2, pe care profesorul, din păcate, probabil v-a dat-o așa. Asta e formula de rezolvare. Și care, dacă aveau răbdare să vă fac așa, era, cum să vă, mergea și vouă la suflet. Băi, da, e interesant și... Nu e așa greu, bă, deci așa au făcut ăștia când au descoperit-o. Da? Ei, ori de câte ori e sancționat, nu știi, formula 3 loc, 2. E dură chestia asta. Dar dacă ți-o demonstra și ai fi participat și tu la demonstrația asta, și ai fi văzut că... Dar cum? Aici aș vrea să urmăriți partea didactică. De ce eu mă separ foarte repede de foarte mulți profesori? Eu nu m-am apucat de lucru în felul următor. Se par prin mulțești și par prin doi și fac toate artificiile și să construiesc asta. Ce-am făcut? V-am pregătit, dragilor. V-am zis, pentru ecuația aceea, x pătrat minus 4, cum fac? Pot să aplic și formula? Dar Andreea a zis, de acolo pot să fac diferențe două pătrate și am găsit soluția. Eu am venit cu precizarea că pot duc pe 4 în dreapta și am cele două variante plus minus acolo. Mă pregăteam, de fapt, pentru secvența asta. La pătrat egal cu o constantă, da? Ei, deci am făcut toate cu atenție chestia asta. Și cum v-am dat ecuația x pătrat minus 3x plus 2 egal cu 0? Nu v-am spus direct, înmulțim și împărțim cu 2, facem. Acolo zic, măi, dacă aș avea totul la pătrat, dacă aș mi-aș organiza un binom la pătrat să strâng, să dispare x-ul, și de aceea am mulțit cu 2 și am împărțit cu 2 și am făcut toate. Am făcut-o într-o pregătire ca această demonstrație să fie la îndemână. V-am trezit interesul ca să mă puteți urmări. Voi, prezenți de aici, și toți cei care vor urmări. De aceea, repet, mă distanțez de foarte mulți colegi ai mei, pentru că nu forțez nota. Deci caut să merg în ritmul în care tu mă poți urmări. Cineva spunea într-un comentariu, o să vedeți acolo, dacă ați avut timp, dar nu v-ați uitat voi. Toate comentariile de pe acest blog. Dar sunt multe, foarte multe, sute de acolo, nu știu cât sunt, nu ne-am numărat niciodată. Cineva spune la un moment dat, matematica cu prof online, este dulce ca mierea. Apropo de faptul și mă ocup de agricultură și că am și chestia asta. Da? Deci e vorba de faptul că începi ușor să înțelegi mecanismul ăsta din interior al matematicii. Există o logică extraordinară. Nimic nu este aruncat peste gard.
tot îți transformă. Din aproape, în aproape, din relație, în relație. Așadar, formula aceasta nu o să mai uitați niciodată. Da? Eu sper că nu numai voi prezent, ci toți cei care vor urmări filmulețul nostru. Și sunt suficienți. Mai ales că din clipa asta, cel puțin cu unul a crescut numărul vizitatorul pe... Știți cine este încă unul? Alina. Da? Numărul lor a crescut, a celor care vor viziona blogul, a crescut cel puțin cu unul. Dacă nu cumva se va întâmpla, ca Alina să mai spună și colegilor ei, și cred că se va întâmpla așa, să spun, bă, merită, haideți să vă uitați acolo, că așa de fain se vede și așa de interesant, încât zimbește sufletul tău urmărind lecția profilor. Așa că... M-am ocupat de chestia asta, dar am să mă întorc acum la ceea ce am rămas, unde am rămas noi anul trecut, unde am rămas ieri. Știți, am rămas la lecția aceea, cu numere complexe, și spuneam în încheiere că mulțimea numerelor complexe are două forme, numere complexe se reprezintă în două variante, algebric și trigonometric. Ei, acum, sigur că Alina va avea greutăți în a urmări lecția de acum. Probabil că despre numele complex n-am nicio idee. Nu cred că s-au făcut la clasă la ea. La 3 ore nu se face capitolul ăsta. Dar acum mă aflu în situația să o obțină jos, da? Încearcă tu și oprește-o și pornește din nou.